Imagini cu ouă incendiate ale unor viețuitoare care trăiesc în lunca siretului au fost transmise redacției Roman TV. Oamenii locului spun că un bărbat dă foc vegetației an de an cu scopul de a însămânța iarbă în acea zonă pe care mai apoi să o pască animalele pe care le deține. În acest weekend, omul a fost surprins de un localnic și întrebat de ce incendiază necontrolat acele zone, afectând fauna și mediul. Forțe și mijloace de intervenții din cadrul detașamentului de pompier roman au intervenit în localitatea Luțca din Comuna Sagna pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată ce s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Cauza probabilă de producere acestui incendiu a fost focul deschis în spații deschise. Martorii spun că nu este pentru prima dată când bărbatul incendiază acele locuri și că aruncă și deșeuri în zona respectivă. Nu este singurul care ar recurge la astfel de acțiuni. În plus, în apropierea angajației unei ferme de porci aruncă periodic dejecțiile animalelor în bălți private, subiectul fiind mediatizat la Roman TV. Zona respectivă face parte din aria protejată Sit Natura 2000, dar acest aspect pare să nu împiedice desfășurarea unor activități care afectează mediul înconjurător.